Această rubrică vă este oferită de Sanador. Am revenit cu informații din domeniul medical. Durerea la nivelul cotului poate fi semnul unor traumatisme ale articulației care leagă umărul de antebraț. Fie că e vorba de accidentări ușoare sau de luxații și fracturi, tratamentul corect și rapid ne scutește de multe complicații. Despre tipurile de leziuni care pot apărea la cot, ne spune doctorul Răzvan Dragomir mai multe, medic primar, ortopedie și traumatologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce simptome ar trebui să ne îngrijoreze la nivelul cotului? Nu cred că există o persoană care să nu fi suferit un traumatism la nivelul cotului în cursul vieții. Avem de-a face cu leziuni minore, ca atunci când ne lovim accidental în partea posterioară a cotului și simțim o durere bruscă, intensă, cu iradiere în braț și în mână, asociind amorțeală și furnicături în degete, sau un traumatism mai sever, care se manifestă frecvent prin durere, durere localizată sau durere cu iradiere distală pe antebraț sau proximală pe la nivelul brațului, cu declanșare bruscă sau cu instalare lent progresivă. Edemul și paresteziile însoțesc această durere. Scăderea forței musculare și scăderea amplitudinii de mișcare a mobilității cotului sunt alte manifestări ale traumatismelor cotului. Durerea intensă, asociind o deformare evidentă a cotului, asociind mobilitatea anormală sau, dimpotrivă, lipsa totală a mobilității, este frecvent întâlnită în cadrul traumatismelor severe de tipul fracturilor și a luxațiilor. Ce alte tipuri de leziuni se mai pot produce, domnule doctor? În cadrul traumatismelor cotului avem de-a face cu trei mari tipuri de leziuni. Articulația cotului constă în oase, ligamente și cartilaj. Mușchii și tendoanele ne asigură funcționarea, mișcarea articulației. Atunci când una din aceste structuri suferă, avem de-a face cu leziuni. Și leziunile astea se pot categorisi în trei mari grupe. Leziuni ale părților moi, cum ar fi tendinitele, inflamația tendoanelor, epicondilita laterală sau cunoscută sub denumirea de cotul tenismenului sau epicondilita medială, reprezintă inflamații ale inserției tendonului pe os. Rupturile tendoanelor de la nivelul cotului, tendonul mușchiului biceps sau triceps distal este o afecțiune pe care o întâlnim frecvent, ruperea ligamentelor care generează instabilități. Leziunile osoase este cea de-a doua categorie, fracturile. Fracturile părții inferioare a humerusului, numite și fracturi de paletă humerală, fracturile ale părții proximale sau superioare a oaselor antebrațului, fracturile de cap radial sau de cor radial, sau fracturile ulnei proximale. O altă categorie de afecțiuni sunt afecțiunile nervoase. Neuropatiile, de obicei declanșate prin compresiunea nervilor ulnar, median sau radial, în defileul anatomic prin care acestea trec, sau nu neapărat prin compresiune, ci prin leziune direct în cauza traumatismelor mai severe. Cam care ar fi opțiunile de tratament? Tratamentul variază în funcție de tipul leziunii, de severitatea acestuia și de timpul de evoluție al bolii. Împărțim tratamentul în două mari categorii. Tratamentul conservator, adecvat în cele mai multe cazuri de leziuni ușoare și a celor prin supra-solicitare repetitivă, și tratamentul chirurgical, care este adecvat atunci când avem un eșec al tratamentului conservator sau în leziunile mai severe. Tratamentul conservator este bazat în principiu pe repaus, pe aplicații reci, pe diverse tipuri de imobilizări, iar acesta asociază frecvent tratament medicamentos, local sau general, antiinflamator și antidurere. Fizioterapia se asociază frecvent și, nu în ultimul rând, infiltrațiile locale, periarticulare sau peritendinoase cu antiinflamatoare steroidiene, care oferă un efect antiinflamator localizat și cu un efect lent și cu o eliberare pe o perioadă mai lungă. Infiltrații cu PRP, plasmă îmbogățită cu plachete sau trombocite, aceasta este o tehnică modernă, face parte din categoria tratamentelor biologic regenerative, care sunt folosite foarte frecvent în tratamentul sportivilor. Tratamentul chirurgical este indicat în traumatismele severe și avem tratament care se adresează leziunilor părților moi, rupturile de tendoane, pentru care noi facem intervenții chirurgicale de reatașare a acestora la os,
Leziunile ligamentare presupun intervenții chirurgicale de reparare sau de reconstrucție ligamentară atunci când repararea este inadecvată. Traumatismele osoase, fracturile de la nivelul cotului sunt extrem de importante pentru că sunt fracturi articulare, foarte frecvent comminutive, cu mai multe fragmente complexe, care necesită o refacere perfect anatomică pentru a avea o bună funcționare a cotului și acesta se realizează prin intervenții chirurgicale efectuate clasic sau minim invaziv de repoziționare a fragmentelor osoase perfect și de fixarea acestora cu diverse dispozitive de tipul plăcilor sau a șuruburilor sau altor dispozitive. Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații și sfaturi și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc, la revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.